Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare foarte generală, foarte colectivă, povestea zilei, uneori a serii, adora a nopții. Haideți să vedem ce ni se arată. Pentru anumite persoane. Repet, de câte ori pot, selectați mesajele, nu toate etalările sunt pentru voi, chiar dacă sunt faine. Din păcate, nu toți experimentați fainul și bunul. Dacă sunt negative, iar... Nu toți urmează să experimentați situații triste sau neplăcute, selectați. În timp ce am amestecat aceste de cărți, au venit niște regele de cupe, aici, 8 de spade, diavolul și temperanța. Este un personaj care încearcă să se abțină, să câștige timp ca să-și controleze o mare pasiune. Diavolul simt că e o mare atracție, foc, foc, foc. Poate voi simțiți mare atracție față de cineva, încercați să vă calmați cât puteți. E o obsesie cu 8 de spade. Dar pe lângă această atracție, văd că diavolul este în față, este și o dragoste foarte profundă. Regele de cupe. Poate că la început, așa se întâmplă, n-ai cum să simți dragostea de la început, simți atracția. Din acest motiv, diavolul apare în prim plan. Și cu cât vă aprinde și vă consumă această atracție, ori pe voi, ori pe această persoană, cu atât își dă seama că de fapt iubește. A crezut o perioadă că este obsesie, că este ceva anormal de intens, anormal, așa am simțit. Și în timp a conștientizat, apropo de temperanță, care înseamnă echilibrare între foc și apă, între pasiune, atracție și emoții. A înțeles că, de fapt, și simte foarte profund și e regele de cupe. Energie masculină apare 14-14 de două ori. Energie masculină. Regele este 14, da? Regele de cupe, în general, arată foarte puțin din ceea ce simte, dar simte imens de profund. Lumea nu-l înțelege. Anumiți regi nici ei nu se înțeleg până nu trec prin foc și sabie, vorba vine, e un titlu de carte foarte interesant, dar are sens. Foc e ardere, transformare, fenix, sabie, apropo de sabie, tăierea de stringuri, de toxicități, de programe, tăierea, separarea, da? La capătul setului de cărți steau, ce frumos, asul de monede. Și faetonul. Păi ce cărți frumoase! 8 de monede, asul de bâte! Are you crazy? Și marele preot! Acest personaj, încă dacă îl cunoașteți sau cred că energie masculină, știți ce simt interesant? 15 și 14. 14-15. Apare steaua 17, lipsește turnul, dar turnul cred că l-ați simțit, turnul care e 16, da. 14, 15, 17, lipsește turnul, 16. Cred că deja l-ați simțit, separarea, haosul, durerea, răsturnările de situație, neconvenționalul, trezirea spirituală, e un trăsnet și la marele preot. Este foarte, eu asta simt, este foarte posibil să fiți în separare, să comunicați foarte puțin sau aproape deloc. Nu degeaba apare steaua. Ca și dorință de a vindeca. Este mai greu, într-adevăr, pentru că e greu de atins steaua. Mai greu decât soarele. Dar e totuși o dorință care lucrează credință. Vrea să-mi apare și steaua, fac și versuri. Dar steaua și marele preot, ambele spirituale. O dorință de a vindeca, eventual, de ce zic, pentru că am, de ce zic chestia asta, poate chiar de împăcare, cu judecata, ia uite, să o ia de la 0-0 și judecata, și soarele, apropo de soare.
Pentru unii este dorința acestui personaj, dacă vă separați, de a se împăca cu voi. Dar, iar, folosiți-vă discernământul, a apărut regele de spade. Și acest personaj trebuie să-și folosească discernământul. Și nu doar discernământul, asta înseamnă să renunțe, să se vindece cu temperanța pe diavol, să se vindece de niște programe, de niște adicții, de niște tendințe toxice, ca să își permită, să-și dea singur șansa unei împăcări. Asul de monede e un nou început. Faetonul, determinare de a lucra. Ia uite, 8, relație, asul de bâte. Ah, și 10 de cupe, asta nu l-am văzut. De a începe o nouă relație în care să fiți fericiți. Dar este greu cu steaua. Nu este ușor. Probabil acest personaj a călcat strâmb, aud, mi-atrag atenția copitele, foarte încinse. Și când te ard picioarele, riști să calci strâmb, nu? Am 10 de cupe și marele preot. Poate a fost o aventură în afara căsătoriei. Dar este o dorință intensă de a se vindeca. Variază forma, tehnica, timpul, de la om la om, de la situație la situație. Dar personajul, cât ar fi de toxic, chiar asta simt. Că își dorește undeva în sinea sa să fie mai puțin toxic. Pentru, da, să fie mai puțin toxic. Unii dintre voi experimentați o dragoste, regele de cupe, soarele, unică cu zero, dar care creează conflicte cu 5 de bâte, foarte mari conflicte, pentru că între voi doi este un fost, o fostă, sau dacă nu-i fost, că diavolul nu e obligatoriu să fie fost, poate să fie o căsnicie toxică. Pentru că așa se întâmplă, dacă era omul perfect, nu mergea în afara căsătoriei. Asta pentru mine este clar. Nu există om fericit care se ducă doar de dragul experimentului. N-are nevoie să experimenteze un om fericit. Pentru că este fericit. Period. Da? Așadar, poate pare. Zice că are vreo problemă. Nu, nu. Efectiv, nu este fericit. Asta e problema sa. Acela care se duce în stânga și în dreapta. Nu este. Are nevoie de conexiune emoțională și nu are. Nu înseamnă că dacă te simți bine în pat, gata, și conexiune emoțională. Nu. Din acest motiv, probabil acest personaj, la un moment dat, a călcat sau calcă, eu știu, pentru că n-are conexiunea aia, pentru că acest rege de cupe este... cum să explic eu? Energie, dar nu neapărat că e zodia Scorpionului, poate are planete, Lună, Venus, Marte, Nodul Nord, ascendent, deși nu e obligatoriu. Sau în casa 8-a. Deci orice zodie ai fi, dacă ai planete în casa 8-a care funcționează ca și semnul Scorpionului, nu e ușor. Ai nevoie de conexiuni foarte, foarte profunde în care poți să fii vulnerabil, poți să fii toxic, poți să fii... poate cândva o să explic mai pendelete. În acest motiv, acest personaj... Când iubește, iubește o dată, de două ori, maxim de două ori în viață, foarte profund. Și eventual are tendința să calce. Și pe foc. Ca să-și găsească, ca să se echilibreze, da? Are nevoie de acea conexiune emoțională care să-l echilibreze, să-l, nu neapărat să-l stingă. Nu, să-l echilibreze, că la temperanță avem două cupe, da? Una de foc și una de apă. Acum, poate unii dintre voi vreți să vă vindecați de acest personaj, considerați că v-a făcut foarte multă,
foarte multe probleme și e dreptul vostru să vă vindecați cu răbdare, cu credință. Ia uite, temperanța, credința și mare preot. Sunteți pe cale, aveți răbdare, da? Și mare preot. Să începeți un nou proiect. Poate vă găsiți o nouă casă, un nou job, dar trebuie să lăsați în urmă faetonul, da? Să lăsați în urmă trecutul și să aveți curaj astfel de bute, să inițiați ceva care să vă aducă fericire. Orice, poate fi și un proiect. Nu muză relații. Apare soarele, bucuria, bucuria vieții. Și totuși, pentru această bucurie trebuie să te lupți. Iar trebuie să ieși din conflicte, că dacă ești în conflicte, n-ai cum să te bucuri. Da? Și să muncești. Ia uite, să alegi expansiunea. Judecata, nebunul, 9 de monede, iar dorința cuiva de a renaște, de a o lua de la zero. Poate sunteți voi doritor să vă eliberați de o conexiune toxică, e dreptul vostru, dar hai să vedem ce mai apare, pentru că primesc, iau, regina de cupe. Ia, uite, a pus regele de cupe pe regina de cupe. Ying și Yang. Și totuși nu sunteți împreună, iau, uite, parcă sunteți, nu știu cum eu le văd acum, spate în spate. Hai să pun în altă parte. Regina de monede, da, o fi o altă căsătorie sau o mamă, influența unei mame. Programe, responsabilități. Diavolul pe patru de cupe. Frica zilei de mâine. Temperanța și marele preot. Hai să vedem. Situațiune. O, da. Ia, vino singur, nu mai tai. Tai când la altă dată. Situațiune, te rugăm frumos. Opa. Ok, astea. Vreți? Astea vrei să fiți? Iar soale, ce frumos! Șapte de spade, soale și regina de bâte. Uai. Soale, cred că e energia comună. Eu cred că e energia comună. Mai degrabă, nu musai de comună cât este energia divină, că am zis că lipsește turnul. Turnul se manifestă prin separare. Sunteți foarte diferiți. Și dacă v-a separat Dumnezeu, că aici este, repet, soarele, se produce trezirea. Unul fuge până și de el însuși. Pentru că aici e cartea minciunilor, a furăciunilor, a... minciune? A secretelor ascunse cu voie. Cu voie. M-am exprimat aiurea. Ascunse cu grijă. Niște secrete ascunse cu grijă. De ce? Dumnezeu știe. Și această persoană știe. Dar ce vreau să zic? Acum se face lumină. Interesant, știți cum simt energie? Aici e regina de bâte, energie feminină, foaie. Dar foarte protectoare, foarte protectoare. E o bâtă magică, parcă ar fi magicianul, puternic manifestare. Creează, sunt o, creează, proiect după proiect, succes după succes, se transformă. Dar în această perioadă, această regină de bâte e mai reținută față, măcar față de acest personaj. Are motive. Acest personaj este și el. Vedeți, amândoi sunteți, nu introvertiți, sunteți reținuți unul față de celălalt. Pentru că soarele s-a așezat, Dumnezeu s-a așezat între voi. V-a adus împreună, v-a lăsat o perioadă și apoi v-a separat. Și acum, separarea asta vă ajută să vă vedeți mai bine. Că de aproape era plăcut, dar nu vedeați clar. Am zis că și persoana aceasta este reținută. Reținută de a trage cu coada ochiului. Pare detașată, pare că nu-i pasă, pare că merge către soare și lasă în urmă trecuturi, dar nu. Are totuși un adevăr pe care nu l-a exprimat față de regina de bâte. Dar mai simt ceva. Acest șapte de spade este și un adevăr pe care
Îl ascunde de sine. Este cartea pentru mine, nu doar a minciunilor, a furăciunilor și a ascunzișurilor, da? A strategiilor. Cât și autosabotaj. Nu vrem să știm adevărul despre noi. Adesea. Pentru că uneori doare. Sau adevărul ne cheamă la transformare. Pentru că după 7 este 8. Nu e ușor. Nu e mai bine să stai așa. Iau temperatul. Regele de... Iau temperatul. Asul de spade. Despre dânsul vorbeam. Posibil să fie căsătorit cu împăratul și marele preot. Și trebuie să comunice. Dar comunicarea aceasta aduce trăsnete și tunete în ambele părți. Și în familie, și în viața personală, și în relația cu, eu știu, a treia parte sau a câta parte o mai fi. Dar vedeți, soarele său este eclipsat tocmai pentru că nu comunică. Corect. Îi este frică, repet, de, știți ce a avut? De strălucirea sa. De puterea sa. De ce? Pentru că e confortabil acolo, pentru că pentru a fi puternic, pentru a străluci, trebuie să te lupți tot timpul. Trebuie să ieși din zona de confort. Regina de bâte este reținută, dar nu înseamnă că a ieșit în zona de confort. Are bagheta magică la ea, creează continuu, este protectoare. E adaptabilă, dar nu în sensul manipulator, ci creativ. Hai să vedem ce mai e. Clarificăm cărțile. Șapte de spade. Avem gemeni, balanță, vărsător, leu, săgetător. Ce mai e? Leu, săgetător. Băi, mi-a scăpat, scuzați-mă, berbec, dar pentru mine poate să fie și scorpion, în fine. Hai să vedem. Clarificăm șapte de spade. Ha. Opa, așa, mamă, regina de cupe. Valetul de cupe, doi de cupe, wow. Ce ascunde acest personaj? Faptul că iubește. Iubește o femeie, e regele de cupe. Mersi, este regele de cupe aici. De ce? Pentru că acest personaj știe că este suflet pereche cu regina de cupe. Și regina de cupe nu trebuie să fie semn de apă. Este conexiunea profund emoțională. Din... Da? Că avem totul și bâte, da, trandafirul, e foc, da. Este pământ. Totuși, ambele forme și trandafirul și cupa reprezintă materie, da? Își dorește reciprocitate. Dorește să ofere reciprocitate. Știe că trebuie să-și ceară scuze. Și asul acela de spade, spada aceasta, asta ascunde și asta reține scuzele. Conștientizarea faptului că a fost imatur, emoțional, că a acționat incorrect față de sufletul său pereche, acum își dorește reciprocitate, dar, ia uite ce urmă, ia uite regele de cupe, da? Este în profundă transformare și dă seama că în momentul în care v-a separat Dumnezeu, da, moarte, s-a încheiat situația, atunci a înțeles, băi, stai, că eu de fapt iubeam, măi, și eu am crezut că e de fapt o tentație. Nu era tentație, era dragoste. Pare magician. Iar s-a păcălit pe sine. A crezut că manipulează o altă persoană și persoana pe care a manipulat-o era chiar sufletul său pereche de care s-a îndrăgostit. Hop, hop, podron, tron, plus, da? Da, și acum se simte abandonat. Ia uite, trandafirul nu mai are apă, nu mai are conexiune emoțională. Se simte abandonat. Transformarea asta, repet, aduce conștientizarea faptului că trebuie să ofere în relație tot la fel de mult cât a primit. Și totul începe cu niște scuze. Regina de cupe, energia feminină care i-a oferit și pasiune și emoții, ca despre asta am vorbit, își reține și emoțiile și pasiunea. Vedeți?
În ambele cărți este reținută și acoperă. Nu mai ofer. De ce? Pentru că ai mințit? Sorry. Regele, soarele. Era să zic regele, dar e soarele. Ok, soarele. Soarele. Asta vreau să iasă? Iau-te, justiția și 5 de bâte. Un contract între voi doi. O karmă. Poate o căsătorie. Dar interesant, justiția are numărul 8, care înseamnă moarte și renaștere. 7 este numărul, este casa 7 a balanței, că justiția reprezintă și balanța, care înseamnă contracte pe termen lung. Acest personaj a ascuns eventual ori o căsătorie, ori o relație pe termen lung, poate în care are copil, 1, 2 sau nu contează câți, da? Mai mult sau mai puțin. Dar ascunde și emoțiile profunde pe care le simte în această poveste. Este provocat. Pe de o parte. Interesant. Vedeți voi cum e? Calci, calci până te arzi singur. Sau o arzi în stânga și în dreapta, că asta făcuse dânsul. O ardea în stânga și în dreapta până s-a ars singur, da? Uh-huh. Și nu doar singur. Pasiunea asta, cât Dumnezeu a zis, ia hai, hai să vedem ce faci. E între conflictele, acest personaj, între conflictele pe care le-a creat în căsătorie, în viața sa, și această mare bucurie, că soarele înseamnă bucurie, pe care o simte în relație cu energia feminină despre care vorbesc. Față de care, repet, simte și atracție, dar și emoții profunde. Nu sunt două, or fi două persoane, dar acum vorbesc despre cele două tipuri de trăiri care l-au prins în capcană. Efectiv, e capcana sa. A intrat singur în capcana sa, a minții. Doi de cupe, iar. Da? Patru de spade, meditează. Da, își dă seama că regretă. Efectiv, este blocat mental. Energetic. Nu știe ce ar putea să vă transmită. Eu asta simt. Efectiv, nu știe ce să spun. Nu știe nici față de sine ce aș putea. Înțelege. Înțelege. Observă. Dar cum să exprim? Emoții mai ales. Iar cum să exprim faptul că îți dai seama că ai dat-o în bară? Iar e greu. E greu. Regina de bâte. 3 de spade, 10 de monede. Dezamăgită. E reținută. E reținută pentru că este dezamăgită. Hai să pun așa. De ce e dezamăgită? Pentru că a fost pusă într-un triunghi amoros. Pentru că acest personaj mai avea. Și nu e neapărat amoros. Hai să mai zicem așa. Poate nu e neapărat amantă și celălalt e căsătorit. Poate celălalt este implicat în familia sa, neamurile sale, îi cer atenție, bani, implicare și n-are timp pentru femeia visurilor sale. N-are timp. Că asta e dacă neamurile cer sau jobul cere, da? Să nu dăm musai pe amantă, soție și amantă. Ia uite, 4. Relații karmice. Trebuie să aleagă independența. Dar independența e prea tentantă. Și atunci stă și se gândește. 9 de monede, știa voi. Asta e. E foarte tentantă. Și când vorbesc de independența, a fost așa. E vorba de persoana care pe picioarele sale, 9 de monede, și e și super atractivă,
vedem pe regina de cupe. Că tot au venit câte două, câte două. Ia uite, trei de cupe. Trei de cupe, da. Și 8 de cupe. Da, ca să-și materializeze visurile, trebuie să lase în urmă trecutul. Care nu-i deloc satisfăcător. Am zis, a călcat în stânga, dreapta, eventual, pentru că n-a fost satisfăcut emoțional. De ce? Pentru că are traume profunde. Și atunci ai nevoie de vindecare profundă, conexiuni profunde. Da, își dorește întâlnirea cu sufletul pereche, să fiți, ia uite, e culoarea asta, soarele, să fiți împreună, doi într-unul. Eventual să creați în continuare. Își dorește. Dar e conștient, trebuie să lase în urmă trecutul, să fie asumat cu cavalerul de monede, să construiască zilnic, ce? Visurile, 7 de cupe și 9 de cupe. Voi sunteți tot ce a visat, tot ce și-a dorit, da? Dar ca să aibă victorie, ho, e de lucru, e de lucru cu cavalerul de monede. N-ar fi o problemă dacă ar începe chiar acum, nu? Dacă ar începe să comunice, dacă ar veni cu soluții creative, dacă, nu doar creative, dacă s-ar implica zilnic, n-ar fi o problemă. Însă, efectiv, știți cum, care cuvântul îmi vine? Paralizat de gânduri. Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? Aoleu, aoleu. Asta am auzit. Aoleu, aoleu, ce să fac? Hai să mergem în continuare. Etalare colectiv. Ia mai dăm pe 5 de monede, pardon. Încă o carte. 5, nu, 5 de bâte. 2 de bâte. Aici este conflictul. Cum să meargă înspre soare. Vedeți? Bâte, bâte, foc, foc. Cum să lase în urmă trecutul. Iar o carte care, în care lași în urmă trecutul, dar dintr-o altă perspectivă. Ai o țintă. Vreau să fiu fericit. Vreau să creez ceva. Da? La 8 de cupe vreau să încep să mă iubesc. Sunt conștient că trebuie să mă iubesc ca să capăt iubirea sau să întâlnesc iubirea. Planuri de viitor. Numai gândul la planurile de viitor, că ar putea să iasă din acel contract, că ar putea să nu mai depindă de familie sau să nu mai depindă de jobul respectiv sau de, eu știu, căsătoria respectivă, chiar dacă nu-i satisfăcător. Știți cum e în vorbă? Obișnuința e a doua natură, nu? Iau, te doi de cupe iar. Planuri de a merge, e chiar aici, de a merge către sufletul sau pereche. Dar ce te faci? Da, se gândește. Doi de bâte a apărut iar. Etala de colectiv. Ce era? Asul de monede? Oh, și diavolul văzui. Diavolul și regina de cupe. Asul de monede, 9 de cupe și îndrăgostiții. Am zis, pentru unii, acest personaj posibil să aibă, dacă nu în căsătorie, să aibă în familie neaburi, o mamă, o soră, o mătușă, o bunică, foarte toxică, manipulatoare până și așa s-a obișnuit și el să fie, așa a fost crescut, super manipulator. Dar mai este și varianta, iar atracție intensă și conexiune emoțională la fel de intensă. Și ce te faci? Ce te faci? Când efectiv Dumnezeu îți oferă tot ce ți-ai dorit, tocmai ca să îndrăznești să ieși în acest sistem de gândire, de trăire, de, da? Super manipulator și toxic. Și dacă îl trăiește într-un alt context, este pentru că l-au trăit și părinții. Aici ar trebui să înțelegeți. Stați nefericiți în căsnicii nefericite, copiii vor trăi același lucru. Deci este lecție. Ce a mai apărut? 9 de cupe. Da, 8 de cupe, 9 de cupe. Dați-mi numai că era 8 de cupe. Da, trebuie să învețe să se iubească,
ca să fie alături de persoana dragă, să puteți să creați ceva. Și voi sunteți oglinda lor. Voi vă iubiți, ei trebuie să învețe să se iubească. Își doresc acest nou început. Își doresc obsedant. Dar trebuie să taie stringurile, trebuie să se libereze de personajul și energie feminină super manipulatoare. Uai. Ia uite, 6 de cupe cu care ori are copii, ori e mama, sau ori personaj din copilărie, nu știu. Variază de la un om. Știți cum e cu manipularea asta? Deci, genul de femeie care face orice, acceptă orice, numai să stai în preajma mea, numai să vii acasă, chiar dacă e mamă, nu, nu, nu contează, copilul greșește, nu este niciodată corectat. Vreau neapărat să fac cu Emma sau cu cine mai vrea o discuție pe tema acestor părinți și în mod special mame care efectiv, de ce ne minunăm? Câți bărbați distorsionați întâlnim? Altfel, dacă n-ar fi educați atât de distorsionat, ar fi minunați, nu? Au calități, au rostul lor în viață, da? Dar educația de acasă este îngrozitoare. Lasă-i băiatul mami. Las. Nu contează ce a făcut. Să vină acasă, să fie cu mine, să-mi dea banii acasă. Eventual, a greșit, e, asta e băiatul meu, nu-l pedepsesc niciodată. Dacă pleacă, aoleu, încep să plâng, mă victimizez. Nu eu, slavă Domnului, da? Genul acesta de, venea să zic, muiere. De femeie. E jale. Un nou capitol trebuie să se deschidă. S-au încheiat definitiv, că am văzut zero, da? Judecatare, nașteți în această situație. Pentru că aveți puterea de a vă manifesta, da? De a vă manifesta viața pe care vă doriți. Succesul. Stabilitatea. Ia uite, remitul e tăcere între voi. Dar este foarte stresat. Acest personaj este foarte stresat de început. Înțelege. A început să înțeleagă. Deci a trăit și trăiește, eu știu, povestea aceea tristă din viața sa. Înțelege. Dar mai stresat este de început. Știți cum e? Da, ok, am înțeles. Dar încă nu-s pregătit pentru primul pas. Ia uite. Aha, ce frumos. Asul de cupe și soare. Și, da, și soarele. Este dragostea pe care mi-am dorit-o. Vreau să mă bucur de viață, vreau să mă vindec. Ok. Pot, am persoană, am întâlnit sufletul acela care mă face. Dar încă, iar, cum? Cum că, dacă nu reușesc, dacă nu mă mai primește înapoi, dacă, sunt nu știu câți, da? Dacă o să continui să fiu la fel de manipulator cum am văzut că, da, cum am văzut în familie. E greu. Asta e. Nu înseamnă că dacă voi nu mai simt, nu mai puteți, mergeți înainte, aveți dreptul, iau te, soarele și iasul de cupe, dreptul vostru să vă vindecați, să vă refaceți viața. Nu stați în contexte toxice. Dacă aveți semnale că acest personaj se schimbă și nu așa din etalării, semne clare, dovezi din partea acestui personaj că încearcă să se schimbe, că alege cu doi de bâte și cu justiția corect, alege lumina, nu întunericul, nu conflictul, nu durerea, nu situațiile încălcite, nu minciunea. De ce? Doar pentru că e confort acolo. Hai, pardon. Deci numai dacă aveți semnale clare, puteți să-i primiți a doua oară. Altfel n-are rost. Evident că n-are rost. Ia. De trei ori. Okay. Justiție. Haide ce frumos. Aici este 8, aici este 11. 8. Probabil că e echilibrat și sexual, dar asta e alt detaliu. Pe care știți doar voi doi și eu.
Dar, na, voi doi, apropo, voi doi și... Justiție 4, da? Iar e conștient că nu poate să vină la voi doar cu niște scuze și să continuați ce a fost. Nu. Dacă vine cu scuze, trebuie să și demonstreze zi de zi cavalerul de monede. Să dăruiască, să se implice. Și să aveți siguranța că odată ce le dați a doua șansă, puteți să construiți ceva durabil împreună. Nu rămâneți așa. Hai să ne bucurăm de viață. Da, ne bucurăm. Dar între timp și construim. Între timp și lucrăm. Aici este diferența între contracte, diavol, justiție și patru de bâte. Împăratul și împărăteasa, nu? Suntem și stabili, dar suntem și creativi. Ne bucurăm de atracția care e între noi, dar mergem către victoriile noastre în continuare. Nu ne... care era ideea? Aha, diferența între relația karmică și relația dintre două suflete pereche și flăcări gemene este că în relația dintre flăcări și reține această idee că nu o spun tot timpul. Acum a venit. Pentru cei care aveți norocul să ascultați această... Da? Între flăcările gemene și sufletele perechi și flăcările și, nu flăcările, și sufletele karmice sau atmosfera de acasă este că în relațiile karmice îți pierzi individualitatea. Nu știi cine ești. În relație cu un suflet pereche sau cu o flacără geamănă, începi să înțelegi. Unii încep, alții se dezvoltă și alții chiar află cine sunt. Depinde. Cât reușesc să fie împreună. Aici e marea diferență. De apare patru de bâte. Eu știu cine sunt. Știu și cine am fost. Și cine sunt. Și ei la fel. Și împreună putem să construim ceva, oh, minunat. Da, diferite mesaje. Asta e. 8 de bâte. Nebunul. Regele de monede, trei de cupe și eremitul. Da. A fost freaky cheeky, hot hot, întâlniri fierbinți, comunicare atractivă, o nebunie, da? Apoi, regele de monede a întors spatele acestei situații, a fost nebun. Odată, poate a nu știu câte oară a fost nebun, dar de data asta efectiv și-a ars s-a ars singur. Fără supărare. Regele de monede. A întors spatele, eventual s-a întors către alte opțiuni, către alți prieteni, către alte situații care oferă bucurie și între voi doi e tăcere. Dar, interesant ce înseamnă să tragi cu coada ochiului. Apare roata norocului, se schimbă. Se schimbă energia. Hai să vedem spre ce. Doi de cupe, ho-ho. Și lumea. Da, am zis, tăcerea asta este o tăcere foarte necesară ca acest personaj să înțeleagă ce trăiește. Era împăratul pe aici? Ia să vedem. Am două variante, ca de obicei.
Ori încheiați voi capitolul, chiar dacă sunteți suflete pereche, dacă ei continuă să vă pună într-un triunghi amoros. Sau, dacă nu e amoros, să pună, să zic, pe măsa, mămicuța, bunica, eu știu, jobul, cariera. Și nu are, n-am nimic cu cariera, că și eu sunt ambițioasă, dar să... Uiți că ai oameni care te așteaptă și care te iubesc și au nevoie de atenție, e nasol. Așadar, simt. Rezultatul, nu pot să zic că e incert, nu. Variază în funcție de situația voastră. Pentru unii veți încerca să... Nu voi. Ei vor încerca obsedant să se împace cu voi, da, diavolul și judecata, pentru că în această perioadă au înțeles că sunteți suflete pereche, roata norocului și doi de cupe, că sunteți șansa lor la o nouă viață, la o nouă lume, că sunteți perechea lor divină, dar dacă vin în energia aceasta obsedantă și nevindecată, nu știu cât o să reușiți să creați. Apare diavolul totuși. Adică, da, am înțeles, te trezești. Înțelegi ce ai pierdut. Dar dacă revii din dorința asta de a reface, de a te împăca cu aceeași energie toxică, n-ai nicio șansă. Este foarte posibil să le închideți ușa. Regina de spate și valetul de spate. Nu. Pentru alții, voi vă veți găsi o altă, un alt suflet potrivit pentru voi, doi de cupe potrivit pentru voi, chiar dacă nu-i flacără geamă, da? Să zicem, un suflet pereche mai evoluat, posibil la distanță. Dar apare numai dacă încheiați capitolul, în momentul în care, băi, înțelegeți că acest personaj se întoarce la mama, bunica, soția, sau chiar dacă nu-i soție, la trecutul său toxic. Dacă vedeți că se împac, mai închideți. Dacă vedeți că vă lasă de fiecare dată, închideți capitolul. E început cu șapte de spade. Care, repet, acest personaj până și de sine ascunde un adevăr. Nici nu se cunoaște. S-a cunoscut cu voi, a cunoscut o fărâmă de potențial, de bucurie cu voi. Dar dacă nu face nimic, stai. Regina de spade. Tăia stringurile. Ia uite, comunicare. Dacă comunicarea imatură e un valet și regină, pardon. Dacă e comunicarea imatură, dacă vă promite că își lasă, eu știu, familia și nu face nimic sau... Iar, nu, fără dovezi degeaba. Nu. Regina de pute. Ia uite. Doamnelor, care v-ați săturat de confuzii, de minciuni, gândiți bine, remitul poate să fie și energia voastră, analizați, puneți lumină pe acest personaj. Da, v-a adus bucurie. Poate pentru unii este soțul vostru,
Dar dacă pășești în stânga, în dreapta, credeți-mă că nu e nicio bucurie. Adică nu trebuie să mă credeți, eu n-aș accepta. Eu nu aș accepta. Da? Treaba voastră. Treaba voastră. Dar nu cred că vorbesc despre persoane care acceptă, pentru că apare o regină de bute. Foarte rănită. Și, mai. E exact tăcerea înainte de atac. Foarte protectoare cu creațiile sale. Cu investițiile sale. Cu... În fine, foarte. Soi de tigroaică. Da, iubesc. Pun pasiune. Dar dacă sunt rănită, motherfucker. Go to hell. Ei, și după aia te iert. Eventual, mă rog, să ieși din iad, dar du-te, neme. Nu știu, asta e. Voi faceți ce vreți. Dar credeți-mă, dacă cineva se duce în stânga și în dreapta, nu merită. Nu merită. Ia clarificăm totuși, ia, dăm diavolul ăsta totuși, ar putea să însemne aici. 6 de cupe. Nu e nimic mai clar, la fel de... Ah, steaua. Da, dorința de împăcare. E obsesia de împăcare. Steaua, puterea, soarele. Cu voi? Cu voi, nu cu ailaltă. Însă. Mai dăm o carte, totuși, să fiu sigură că e cu voi. Mă, ce am altă facă? Nu mă ajută cu nimic. Mă, parcă ar lucra la securitate personajul ăsta. Așa ascunde intențiile, așa ascunde. Și împărăteasă. Turnul despre care am vorbit. Marea preoteasă și judecata. Nu mă ajută cu nimic, absolut. Cu nimic. Judecați. Concluzia este judecați. Fiți foarte, foarte trezi mental în momentul în care acest personaj va dori să se... Iau-te, soarele. Va dori să se împace cu voi. Dacă nu aveți dovezi clare, dar clare, măi, clare. Hai să vedem. Altfel, da, poate să regrete. Și cred că regretă. Va dori... să se împace cu voi, dar atât timp cât nu-și rezolvă trecutul, nu uitați că nu se merită să stați în asemenea tensiune, repet, dacă nu aveți dovezi clare. Altfel, aveți alte suflete pereche potrivite vouă la dispoziție. Dumnezeu vă aduce, pentru că meritați.
Eu nu zic că este, este ușor pentru acest personaj, mai ales dacă este căsătorit, dacă are copii. E greu. Dar, deci imposibil. Am mai zis, ei mei au fost despărțiți înainte să căsătorească, așa că... 5 de cupe. Da, și vă dați seama că a pierdut, aoleu, aoleu. Că voi întoarceți spatele și vă vedeți de drumul vostru. Mare grijă. E o chestie cu plexul solar. Plexul solar n-are încredere. Și din cauza că n-are încredere, pentru că nu se cunoaște, acest personaj nu se cunoaște, creează haos. Își atrage haos. Trei de bute. Ascultați-vă intuiția și judecați. Gândiți, gândiți bine, gândiți bine. Ok, și asta vrem. Da, iar apare judecata de două ori. Roata norocului de două ori, soarele de două ori. Concluzia este, nu ce face personajul acesta, că tot a apărut soarele, renașterea, ci ce faceți voi, mersi. Ce faceți voi? Cum renașteți voi din situație? Repet, dacă personajul vine transformat, determinat să demonstreze corectitudine, implicare, dragostea pe care o simte și pe care n-a mai simțit-o, dar nici nu știe ce să facă cu ea, că dacă n-a simțit-o, asta e. Nu știe cum să o prețuiască și cum să o folosească creativ. Vă știți? Regina de bâte, uite, construiește, creează. Manifestă cu bagheta magicianului. Ideea este, repet, nu ce face personajul, ci ce faceți voi, cum judecați voi. Nu zic musai să refuzați. Dacă personajul vine cu profunde regrete și determinat să fie o persoană corectă, puternică, să crească, să iubească, să așa, bine. Dar nu vă aruncați din prima, lăsați-i să demonstreze un timp. Chestia asta cu ne-am întâlnit din prima, eu nu, 4 de ani. Da, să construiască cu răbdare relația. 7 de monede, să demonstreze, să se implice. Ia uite, roata norocului. Iar știți ce mai e un sfat pentru voi, reginele de bâte? Decât să priviți la haosul care... Mersi mult. Decât să priviți la haosul emoțional pe care l-a creat acest personaj în viața voastră, că a fost o întâlnire de destin. V-ați schimbat, v-ați schimbat destinele și unul și celălalt. Decât să priviți în trecut, îndrăzniți zero, să lucrați ceva care să vă aducă succesul meritat. Nu stați. Era, nu privi în trecut cu mânie sau ceva de genul ăsta. Nu, nu stați în energia trecutului. Deci, până la urmă, concluzia asta sau etalarea aceasta nu este despre personajul acesta. Atât de mult cât despre voi. Voi vreți să auziți despre ei, da? Că suferă. Da, se gândește. Înțelege, caută, mai creează conflicte, mai creează confuzii, mai, eu știu, ce mai face. Ideea este ce faceți voi, nu ei.
Dacă voi acceptați împăcarea, în cazul în care vine la un moment dat pentru unii, în ce condiții o acceptați? Ce condiții puneți? De pe ce poziție discutați? Era regina de spade și valetul și justiția, această împăcare. În cazul în care unii dintre voi o veți trăi, da? Pentru că unii, da, veți vedea că va veni. În ce condiții? Așadar, lumină, 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 se va face lumină în curând. Și mai ales, în mintea și în sufletul vostru să rămână lumină. Voi nu trebuie să stați în întuneric, voi trebuie să stați în lumină. Voi trebuie să vă bucurați de viață pentru că aveți puterea creatoare, aveți bagheta magică. Și când ați fost investiți, iar e dincolo de această etalare, să zic, primesc informații, sau mai bine zis sfaturi, când ați fost investiți cu o baghetă magică, nu ați fost investiți doar pentru voi, doar pentru satisfacția voastră, cât pentru un scop mult mai înalt. Din acest motiv nu aveți voie să stați cu gândul la acest turn, la acest haos, la această dezamăgire. Nu! Renașteți! Renașterea este a voastră, nu este împăcarea lor cu voi, este renașterea voastră. Iar, repet, insist. Dacă ei vor să participe acolo și ei, în planul 2, 3, la această ascensiune, foarte bine. Bravo lor! Să iasă din mormânt, să iasă din acest confort, să iasă. Dacă nu, voi tutucă înspre soare. Cam atât. În fine, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și poftă bună. Ceau, ceau!